Mulțumesc frumos. Am fost absent nemotivat la ultimul colegiu al Putnei, așa că sper că această comunicare cu toate semnele ei de întrebare și cu toate nelămuririle pe care eu încă le am să răscumpere într-un fel păcatul din vara trecută. Am să încep lectura textului. În anul 7012, luna iulie, 2 marți, a răposat robul lui Dumnezeu, domnul Ion Ștefan Voievod, domnul țării Moldovei, ca la 3 ceasuri din zi. Și a fost în acel an, înainte de moartea lui, iarnă grea și foarte aspră, cum nu fusese niciodată. Și au fost în timpul verii ploi mari și revărsări de ape și înnecuri din pricina apelor mari. Și a luat schiptul Moldovei fiului Bogdan Voievod în locul lui. Și a domnit Ion Ștefan Voievod 47 de ani și 2 luni și 3 săptămâni. În astfel de tonuri sumbre și în puține cuvinte, Lăturpisețul anonim al Moldovei prezintă trecerea lui Ștefan cel Mare la cele veșnice ca pe un moment nefast în istoria Principatului. Anunțată de semne premonitorii, o iarnă aspră, o vară extrem de ploioasă, inundații, pierdere de vieți, dispariția domnului care stăpânise Moldova timp de 47 de ani, pare sub pana cronicarului să anunțe începutul unor vremuri tulburi pentru țară. Și totuși, continuarea fragmentului contrazice această impresie. Bogdan Voievod a urcat în scaunul tatălui său, fără să întâmpine vreo împotrivire, fără să aibă de înfruntat un alt pretendent. Nici Lăturpisețul anonim și nici versiunile sale putnane nu sugerează că dispariția lui Ștefan ar fi deschis vreo perioadă de frământări interne. Acest scenariu al unei succesiuni pașnice pare să fie contrazis de câteva mărturii externe. Sfârșitul apropiat al lui Ștefan ar fi corespuns unei perioade de crize, în care mai mulți pretendenți ar fi încercat să obțină tronul, căutând sprijin intern și extern. Sursele în cauză lasă impresia unei boierii fragmentate în diferite grupuri, lupta pentru putere fiind complicată și amplificată de imixtiunea puterilor învecinate, Ungaria, Polonia și, nu în ultimul rând, Imperiul Otoman. Confruntarea dintre diferitele facțiuni ar fi fost rezolvată în cele din urmă doar de o intervenție energică a domnului Moribund, care l-ar fi impus pe Bogdan al III-lea. Această imagine eroică, fixată în scris de pana lui Barbu Ștefănescu de la Vrancea în apus de soare, pare să fi fost acceptată fără rezerve și de mulți istorici. Fără a respinge neapărat ideea unor pretendenți pentru tronul Moldovei și fără a nega interesele unor puteri străine, mai ales cele ale Poloniei, paginile care urmează propun o redeschidere a discuției pe marginea surselor care vorbesc despre această ciocnire dintre diverse grupuri de forță. Ultimii ani ai domniei lui Ștefan prezintă multe necunoscute, deși s-au păstrat destule știri despre Moldova și domnul ei. Astfel, în contextul izbucnirii războiului venețian-otoman, ambasadorii Republicii Venețiene în Ungaria transmiteau în luna mai anului 1500 știrea că, citez, domnul Ștefan Valahul, voievod al Moldovei, și-a reunit oastea. Informația era inserată imediat după menționarea alianței dintre turci și tătari, dar și după referirea la un conflict între sultanul Bayezid al II-lea și foarte probabil Malkoçoğlu Varibeg. În text apare un nume greu de descifrat, Mahoz, dar identificarea cu Malkoçoğlu Varibeg este sugerată de ceea ce urmează, care acum vreo 2 ani a fost cu oaste în Polonia, în munții prăpăstioși. Sultanul ar fi vrut să ia capul beiului din motive pe care nu le cunoaștem, dar acesta refuza să se prezinte la poartă și se întărise într-un anumit loc. Revenind la Ștefan, scopul reunirii oștirii rămâne neprecizat de surse și putem doar să presupunem că domnul Moldovei viza o acțiune anti-otomană. Presupunerea este întărită de un alt document inserat în jurnalele lui Sanudo, care sub luna martie anului 1501 amintea de un gest extrem al lui Ștefan, tăierea nasului și scoaterea ochilor solului otoman, care venise să ceară un rest de tribut. Cum s-a observat deja, documentul a parcurs un drum foarte întortocheat, iar forma în care a fost transcris de Sanudo este la fel de neobișnuită. Ar fi vorba de o traducere din turcă osmană în latină și apoi în dialectul venețian, care în plus reunește o scrisoare a padișahului către un supus de-al său, Murad Aga, cu una adresată direct lui Ștefan. Chiar dacă traducerile succesive au putut deforma unele nume și cu toate că modul în care a ajuns scrisoarea în mâinile Veneției poate naște suspiciuni, ea a fost găsită la un sclav creștin fugit din robia turcească, autenticitatea documentului este totuși greu de pus la îndoială, fiind vorba de scrisoare ale sultanului otoman, a căror plăzmuire în legătură cu episodul amintit ar fi greu de explicat. A rămâne de știut ce a provocat furia domnului Moldovei. Textul copiat de Sanudo menționează refuzul domnului Moldovei de a plăti haraciul, dar este greu de știut dacă a fost vorba numai de atât.
Un răspuns precis în stadiul actual este imposibil de formulat, însă s-ar fi cu atât mai important cu cât abilitatea diplomatică a lui Ștefan, care i-a trăsese supranumele de vulpe bătrână, face puțin probabilă ipoteza unui moment de furie necontrolată. Pare mai degrabă rezultatul unui calcul bine pus la punct, care transmitea porții un mesaj ferm. Dacă în luăm în calcul și atacul condus de Vorni cu boldur împotriva Chiliei și Cetății Albe, amintit de aceeași sursă, atunci totul pare să indice, dacă nu o redeschidere a conflictului moldo-otoman, măcar o încordare vremelnică a relațiilor cu Imperiul. În cele din urmă, toate aceste acțiuni ce păreau să anunțe alăturarea Moldovei la acțiunile anti-otomane au rămas fără urmări semnificative. Acțiunile militare ale Moldovei au fost suspendate, iar sultanul nu pare să fi pedepsit în vreun fel provocările lui Ștefan. Evenimentele povestite în documentele padișahului care au ajuns la Veneția par să sugereze că a fost vorba din partea domnului Moldovei de gesturi de forță care în final și-au atins scopul. Așa cum procedase și în relația cu alte puteri suzerane, Polonia sau Ungaria, Ștefan cel Mare și-a păstrat o libertate de mișcare apreciabilă și în raporturile cu poarta. Că lucrurile în relația cu Istanbulul par să se fi rezolvat destul de repede, o sugerează solia condusă de Sinan Beg, care, aflat în drum pe curtea de la Cracovia, a fost primită în audiență de domnul Moldovei la 29 decembrie 1502. Așa cum amintește medicul venețian Mateo Muriano, aflat la curtea de la Suceava, delegația otomană era magnifică, jumătate din membrii suitei purtând veșminte țesute cu fir de aur, restul fiind înveșmântați în stare de mătase. Foarte probabil, a fost vorba de un schimb protocolar de mesaje, fără a putea ști dacă Solo a avut ceva special de transmis domnului Moldovei. Raportul lui Muriano insistă în continuare pe o serie de informații pe care medicul venețian le-a obținut prin intermediul unui grec stabilit la Veneția, un oarecare Leon Dari, după care era menționat motivul trimiterii ambasadei spre Polonia. Acesta ar fi constat în esență din confirmarea păcii cu Polonia, adică păcii polono-otomane, la care s-ar fi adăugat încă două aspecte. Sultanul dorea să evite pe viitor conjugarea forțelor Poloniei și Moldovei, precum și încerca să desprindă Ungaria din alianța anti-otomană. Aceste informații par credibile și tocmai din acest motiv mărturia ar merita o analiză mai atentă. Teama față de o eventuală alianță moldo-polonă pare exagerată, nu numai pentru că la acel moment conflictul pentru Pocuția făcea puțin probabil apropiare dintre cele două puteri, dar și pentru că în trecut colaborările militare moldo-polone se dovediseră puțin eficiente. Mai probabil, Bayezid al II-lea a încercat să încheie acorduri cu toate puterile creștine învecinate pentru a se putea concentra asupra problemelor orientale. Solia din 1503 ne arată că dezacordul din 1501 fusese deja rezolvat și că pedeapsa aplicată atunci de Ștefan solului otoman nu fusese considerată la Istanbul drept un motiv suficient de război. În 1503, toate puterile din regiune par să fi dorit pacea, iar domnul țării românești Radu cel Mare și Ștefan cel Mare, domnul Moldovei, par să fi jucat un rol important în tratativele dintre Istanbul, Buda și Cracovia. Cel puțin asta sugerează un număr de documente venețiene. Este greu de știut dacă toate aceste negocieri domnul Moldovei a atins cumva și problema succesiunii sale. Mărturiile interne rămân mute, în timp ce cele externe care conțin referiri la acest aspect pun numeroase probleme. Contextul elaborării acestor texte nu este întotdeauna foarte clar, după cum nu sunt foarte limpezi informațiile pe baza cărora au fost redactate. Aparent, este vorba de informații primite chiar din Moldova, dar asta nu înseamnă că nu ar fi putut conține exagerări, erori sau chiar distorsiuni. Această ipoteză este cu atât mai îndreptățită cu cât, în cazul Poloniei, felul în care documentele au înregistrat evenimentele din Moldova au fost direct influențate de obiectivele regelui Alexandru față de vecinul de la miază zi. În sfârșit, în unele situații cel puțin, bătrânețea sau moartea lui Ștefan par să fi fost simple pretexte într-un dialog politic care a avut mize sensibil diferite. Am să încep mai întâi cu, sigur, ambele texte la care mă voi referi sunt de foarte mult timp cunoscute și discutate, nu, din punctul acesta de vedere nu am ce să aduc nou și am să încep cu scrisoarea pe care regele Alexandru al Poloniei a adresat-o episcopului Luca al Varniei, o scrisoare supusă atenției istoriografiei noastre de către Petre Papramentescu, care cuprinde o parte dintre informațiile incluse într-o epistolă, deci o parte din informațiile acestei scrisori se regăsesc și într-o epistolă a venețianului Leonardo di Maser, care se afla la vremea respectivă la curtea de la Buda. Potrivit regelui Polon, mesageri sosiți de la Kamenița, de la Liov și din alte locuri învecinate Moldovei aduseseră vestea sigură a morții lui Ștefan cel Mare. Știrea fusese confirmată în scris de negustori care se aflau la Suceava în momentul trecerii lui Ștefan la cele veșnice.
potrivit informațiilor primite, cu puțin înainte de evenimente, revenise de la poarta logofătul Tăutu, împreună cu un sol otoman, care aducea cu sine nu numai însemnele pentru noul domn, dar chiar și un pretendent. Ca mijloc de presiune în favoarea propriului candidat, sultanul trimisese un corp de oaste numeros care rămăsese în așteptare la Dunăre. În ecuația luptei pentru putere ar fi intrat și hatmanul Luca Arbore, căruia bănuit că ar dori să ia tronul, i s-ar fi întins o cursă și ar fi fost atacat, reușind totuși să se salveze în interiorul cetății, spune scrisoarea regelui Alexandru. Recent însă, Liviu Pilat a propus o analiză atentă a textului, arătând că scenariul din scrisoarea regelui Alexandru nu este unul credibil. Așa cum textul o arată foarte clar, momentul în care lui Luca Arbore i s-ar fi întins o cursă a fost cel din 1497, iar bănuiala că portarul Sucevei ar fi dorit tronul Moldovei s-a datorat unei supoziții a regelui Ioan Albert, pe care fratele și succesorul său, Alexandru, a reluat-o 7 ani mai târziu. Dacă ar fi avut loc o trădare, ar fi de neînțeles gestul lui Ștefan de a-l include pe Arbore, dacă ar fi avut loc o trădare în 1497, ar fi de neînțeles gestul lui Ștefan de a-l include pe Arbore de membrii sfatului domnesc și ar fi la fel de neînțeles de ce Bogdan al III-lea l-a păstrat până la sfârșitul domniei sale pe boierul tatălui său în același sfat al țării. Către o manipulare a faptelor predează și celelalte detalii din scrisoarea regelui către episcopul de Varnia, Luca Vațanrodu. Regele își amintește cu conștiinciozitate la începutul paragrafului sursele, amănunt prin care se sublinia veridicitatea faptelor transmise. Menționarea unor mesageri veniți din orașe polone din apropierea Moldovei, Kamenița, Iov, dar chiar și de către negustori aflați la Suceava în momentul morții lui Ștefan, ar fi un indiciu al credibilității veștilor primite. Apoi, chiar menționarea episodului Luca Arbore a tâlcul său, negocierile din 1497 dintre polon și comandantul apărării capitalei Moldovei, erau probabil cunoscute în Polonia, iar includerea lor în scrisoarea către episcopul Varniei, într-un nou context, era o dovadă în plus a situației tulburi din Moldova și a necesității unei intervenții rapide din partea polonă. Amenințarea otomană, una dintre cele două idei pe care s-a construit discursul regelui în scrisoarea către episcopul Varniei, este o temă vehiculată în momentul respectiv și în Ungaria, dar pare puțin credibilă cât timp existase în anii premergători un intens schimb de solii între Constantinopol, Cracovia și Buda pentru încheierea unui acord. Încheierea războiului cu Veneția în 1503 lăsa sultanului posibilitatea rezolvării litigiilor cu adversarii orientali și deschiderea unui nou front în Moldova, din pricina succesiunii la tronul Moldovei pare mai degrabă o temă folosită în tip propagandistic. Argumentele solide invocate de Liviu Pilat pentru cazul polon sunt confirmate din ceea ce mă privește și de mărturia, cealaltă mărturie a venețianului Leonardo di Maser. Un personaj cu numele Leonardo di Maser sau di Camaser sau Leonardo Massari a primit în iulie 1504 misiunea de a pleca la Lisabona pentru a evalua impactul descoperirii rutei comerciale a capului asupra comerțului cu milodenii. Foarte probabil, medicul aflat la curtea de la Buda, cam în același timp, în ajunul morții lui Ștefan cel Mare, este un omonim. Acesta, din urmă, nu a avut o calitate oficială, astfel încât ceea ce relatează în privința evenimentelor din Moldova a fost inclus în scrisori adresate unui fost ambasador venețian în Ungaria, Giovanni Baduer, cu care avea probabil relații amicale. Putem presupune totodată că cel din urmă, Giovanni Baduer, își menținuse interesul pentru regatul în care avusese de îndeplinit o misiune în numele Serenissimei Republici. Se cuvine observat totuși că un reprezentant al aristocrației venețiene, Giovanni Baduer, întreținea relații epistolare cu un medic, care, prin natura profesiei sale, ar fi trebuit să se afle în afara sferei politicului. După cum observa istoricul italian Filippo De Vivo, un medic, spre deosebire de secretar de diverse categorii, nu depindea de cele ce se petreceau în sferele puterii și nu era teoretic conectat într-un fel la informațiile politice. Ori, observația istoricului italian, care remarca că între centrele circulației ideilor și informațiilor politice, un loc important la Veneția l-au jucat prăvăriile bărbierilor și spițerilor, este confirmată de ceea ce știm despre cazurile venețienilor Matteo Muriano, Hieronimo Dacesena, aflați în Moldova, și a lui Leonardo di Maser, aflat la curtea de la Buda. Matteo Muriano nu numai că s-a arătat foarte priceput în a strânge informații despre țara Moldovei, dar și-a infiltrat un om chiar în rândul numeroasei solii otomane care se îndrepta spre Polonia.
La rândul lor, Hieronimo Dacesena și Leonardo Di Maser au fost angajați într-o corespondență ce nu pare să se referă la aspecte medicale. Deși am îndoiel că toate informațiile din scrisoarea lui Leonardo Maser proveneau de la medicul aflat la curtea de la Suceava, este cert că măcar o parte dintre ele s-au datorat acestuia din urmă. Toate cele spuse mai sus pun în lumină o categorie aparte de personaje care au fost implicate în circulația informației și a căror rol în acest proces a fost evidențiat de amintita lucrare a lui Filippo De Vido. Cel puțin în unele situații, Leonardo Di Maser și-a obținut informația din surse oficiale. Astfel, o primă scrisoare inclusă de Marino Sanudo în jurnalele sale s-a bazat pe cele spuse de un sol al voievodului Transilvaniei la rege, solie datorată introducerii unei noi taxe. Această inițiativă crease în Transilvania o situație tensionată în rândul secuilor, iar în acest context includerea unei mențiuni la apropiatul sfârșit al domnului Moldovei pare mai mult un pretext. Autorul scrisorii considera că dispariția lui Ștefan ar fi permis otomanilor să atace Transilvania, iar secuii, grație rolului lor militar, ar fi jucat un rol esențial într-un asemenea context. Nemulțumiți de introducerea amintitei taxe, secuii trecuseră însă la acte de nesupunere, iar regele Ungariei, Vladislav al II-lea, îi poruncise voievodului Transilvaniei să ia măsuri. Raportul lui Leonardo Di Maser, care conține aceste informații, datează din mai 1504. Venețianul se mulțumea să-i transmită lui Giovanni Baduer ceea ce aflase la curtea de la Buda de la soul trimis de voievodul Transilvaniei. Chiar dacă informația care ne privește, bătrânețea lui Ștefan, este veridică, ea este un simplu argument din pledoaria adresată de voievodul Transilvaniei regelui Ungariei pentru a explica reținerea în a lua măsuri împotriva secuilor. În răspunsul adresat regelui, voievodul și stările transilvane se scuzau pentru refuzul de a interveni. Motivele erau multiple. Mai întâi erau invocate legături de sânge cu secuii, apoi pentru că secuii se aflau la o margine a regatului și puteau foarte ușor, spune textul, să facă apel la turci și la valachi. Apoi, adăuga scrisoarea, secuii erau oameni răzbunători și, în cazul unei reuniri a oștirii, voievodul Transilvaniei ar fi trebuit să se ferească deopotrivă de turci, dar și de cei din tabăra sa. Între aceste argumente, documentul insera un alt motiv. Citez doar traducerea românească, pot, la, dacă este nevoie, să citesc și textul italian. Și de asemenea, pentru că Ștefan voievode bătrân și în cazul morții sale, turcii ar putea jefui acea țară, Transilvania, iar ajutor nu se putea primi decât prin acel loc, Moldova. Din această ultimă mențiune rezultă că în mai 1504, moartea lui Ștefan cel Mare era așteptată să se producă în orice moment. Textul, redactat de Leonardo Di Maser pe baza unor știri primite din Transilvania, chiar de la voievodul acestei țări, nu spune nimic despre o eventuală competiție pentru tronul Moldovei. Din potrivă, din detaliu potrivit căruia transilvanenii ar fi putut primi ajutor militar doar din Moldova, a rezultat că la sfârșitul primăverii acelui an, situația principatului escarpatic era una stabilă. Amenințarea otomană este citată, dar nu există nicio aluzie la vreo implicare în succesiunea la tronul Moldovei. În plus, chiar și această amenințare otomană poate fi un artificiu retoric prin care voievodul Transilvaniei încerca să se scuze față de rege pentru refuzul de a-i pedepsi pe secuii. Analogiile cu teama de turci menționată de scrisoarea regelui Alexandru par să sugereze că această teamă era mai mult o temă retorică decât o amenințare reală în 1504. În egală măsură, scrisoarea lui Leonardo Di Maser nu face vreo referire la vreun pretendent susținut de unguri sau de poloni, deși vârsta înaintată a lui Ștefan și apropiata sa dispariție ar fi constituit un cadru favorabil unei tentative de dobândire a puterii. Știrile reunite de Sanudo în jurnale și ceea ce se știe despre relațiile ungaro-moldovene nu indică vreo tentativă a curții ungare de a sprijini pe altcineva decât pe viitorul Bogdan al III-lea, în timp ce Polonia nu pare să fi vrut să riște o nouă expediție militară împotriva Moldovei, nici măcar pentru a recupera Focuția, cu atât mai puțin pentru a impune pe tron vreun pretendent. În contrast cu această situație descrisă într-un document de la sfârșitul primăverii, câteva luni mai târziu, în septembrie 1504, regele Alexandru al Poloniei menționa într-un text adresat stărilor Prusiei existența a numai puțin de patru candidați la tronul Moldovei, unul sprijinit de otomani, un altul pe nume Ilie de Poloni, al treilea în persoana viitorului Bogdan al III-lea și un mulcruștii, Auser Kleinen Muldov, care ar fi avut ajutorul Ungariei. Textul a fost semnalat de mult istoriografii românești, dar el ridică nu puține semne de întrebare. Doar numele pretendentului sprijinit de Polon este sigur, un oarecare Ilie, fiul al pretendentului Ilie executat în Polonia în 1501 la insistențele lui Ștefan. Numele celorlalți pretendenți sunt fie ignorate, cazul pretendentului sprijinit de sultan, fie transcris într-o formă foarte coruptă. Încercarea de identificare a lui Mulcruști cu Luca Arbore este, așa cum a argumentat convingător Liviu Filat,
inutilă, întrucât este vorba de o manipulare foarte abilă a regelui Polonii, care încerca să convingă stările Prusiei de necesitatea unei intervenții militare împotriva Moldovei pentru a recupera Pocuția. Din cele scrise de Leonardo di Maser și inserate de Sanudo în jurnale, la Curtea Ungariei nu se știa nimic de o competiție pentru tronul Moldovei și, așa cum va preciza un alt raport copiat de Sanudo, regele Vladislav al II-lea era un susținător ferm al lui Bogdan. Revenind la Leonardo di Maser, mult mai cunoscută este scrisoarea pe care a scris-o la 26 iulie din Buda și care a ajuns în cetatea Veneției în august, fiind inserată de Marino Sanudo după data de 21 a lunii respective, în uriașa sa colecție de informații. Nu am să dau citire întregii scrisori, este și destul de lungă, am să rezum concluziile mele pe marginea analizei acestui text, și pentru că timpul totuși este limitat, dacă la fel vor fi nelămuriri sau dorința de a preciza unele detalii, sunt gata să citesc textul în original. Din punctul meu de vedere, o analiză a acestui text pune în evidență mai multe lucruri. În primul rând, mi se pare că este vorba de o combinație de știri provenite din cel puțin două sau dacă nu mai multe surse, reunite de Leonardo di Maser într-un singur raport. Pentru acest lucru pledează mai multe fapte. Felul în care este compus textul. El începe brusc cu anunțarea morții lui Ștefan și continuă cu diverse detalii despre cele petrecute în Moldova. Cuvinte și crâmpeie din propoziție sunt redate de medicul venețian în latină și aceste inserții latinești nu cred că pot fi atribuite copiirii de către Sanudo. Mai probabil, comunând scrisoarea către Giovanni Baduer, Leonardo di Maser a îmbinat diversele surse pe care le-a avut sub ochi, unele dintre acestea probabil fiind redactate în limba latină. Oscilația terminologică între Moldova și Valahia în cuprinsul textului, ambele denumiri referindu-se la Moldova, ar sugera și copierea unei surse polone. Denumirea Valahia era obișnuită în Polonia, dar mă întreb cât de clar a fost în context pentru cititorii scrisorii această alternanță între cele două denumiri a principatului lui Ștefan. Deși istoricii au interpretat mărturia lui Leonardo di Maser ca reflectând evenimente ce s-au petrecut într-un singur moment, ar trebui să ne întrebăm dacă prin folosirea unor surse diferite, medicul venețian nu a comprimat cumva într-un singur episod evenimente petrecute într-o perioadă de timp ceva mai îndelungată, măcar câteva zile, dacă nu chiar una, două săptămâni. Este greu de crezut că un om aflat pe patul de moarte, ale cărei răni fusese arse cu fierul roșu, după cum menționează chiar documentul medicului Leonardo, să se ridice din pat pentru a-și impune voința în fața boierilor. Ar fi mai plausibil, chiar dacă textul pare să sugereze contrariul, că recunoașterea lui Bogdan de către boier ca succesor s-a produs măcar cu câteva zile înainte de moartea lui Ștefan. La rândul ei, această manieră în care s-a produs intervenția lui Ștefan cel Mare pare puțin contradictorie. Textul amintește la început de uciderea capilor facțiunilor boierești, care ar fi propus pe Bogdan sau pe cel pe care crescuse la curtea sultanului. Iar această intervenție violentă pare să fie contrazisă de pasul următor, amintit în scrisoarea lui Leonardo di Maser, în care Ștefan le-a cerut boierilor să aleagă între cei doi fii ai săi, Bogdan, respectiv cel adus de la turci, el spunând că nu are nicio preferință pentru vreunul dintre doi, pentru unul dintre cei doi, și că boierii sunt liberi să aleagă pe cel care cred că va apăra cel mai bine Moldova în viitor. Ce rost ar fi avut o strategie de persuasiune după gestul violent anterior? Acest dublu scenariu pare să sugereze și în acest caz existența multor variante care au circulat referitoare la sfârșitul lui Ștefan și pe care Leonardo di Maser le-a comprimat într-un singur text. Cea împărtășită de Curtea Polonă, care este reflectată de scrisorile regelui Alexandru adresate episcopului de Varnia și stărilor Prusii, respectiv o altă versiune care, din punctul meu de vedere, probabil a fost inspirată chiar de către Curtea Moldovei. Această versiune a doua, această încercare de convingere cu vorba a domnului Moldovei muribund, a elitei politice a țării, pare să semene foarte mult cu modelul biblic al regelui David, care l-a desemnat pe Solomon ca succesor în daula lui Adonia, care, profitând de bătrânețea și de boala tatălui său, încerca să-și găsească susținători în rândul supușilor regelui David. Acest exemplu biblic
copiat sau pur și simplu o simplă asemănare nu m-am putut decide în momentul de față. I-a făcut pe supuși să-l accepte, spune textul lui Leonardo Di Masero, în unanimitate pe Bogdan al III-lea ca succesor. Fără a avea un argument în acest sens, îndrăznesc să sugerez că această versiune a faptelor a fost prezentată de solii moldoveni primiși de Bogdan la curtea lui Buda, de la Buda imediat după moartea tatălui său, iar Leonardo Di Masero a preluat această variantă și a alăturat-o conștiincios în scrisoarea sa către Giovanni Badr, celei vehiculate de curtea polonă. Vă mulțumesc pentru atenție. Și noi vă mulțumim. Cu cât mai mult context, cu atât mai multă lumină, nu numai asupra a ceea ce se întâmpla la Suceava, ci și asupra ceea ce gândeau, sperau, se temeau cei din jur. Vă rugăm dacă sunt intervenții, observații. Dacă mi-a îngăduiți un scurt comentariu, aș dori eu să... Auziți? Se aude, da? Da, da, foarte bine. Cred că ar trebui să-i mulțumim și noi domnului Cristea, pentru că am cumetat să se ocupe de acest subiect. Al minte, un subiect extrem de dificil, un subiect greu. Da? Emoțional vorbind, e foarte greu. E greu să scrii despre moartea lui Ștefan cel Mare. N-ai vrea să... Parcă nu-ți vine să te apuci de acel moment. De altă parte, amprenta pe care și-a pus-o piesa lui de la Vrancea este foarte puternică asupra minților noastre. De aceea, nu întâmplător, în loc... S-au făcut anumite observații critice, dar uneori parcă tendința a fost de a mai adăuga. Nu era parcă destul de caricaturală secvența cu uciderea liderilor celor două partide, la care lideri nu sunt nicăieri, nu știu cum liderii sunt mereu din eșalonul 3, pentru că nu vedem dispariția niciunui mare boier din sfat. Deci era deja un semn, dar n-a fost asta de ajuns, s-au mai adăugat și altele, da? Deci după ce a intervenit așa furios între boieri, s-a dus și s-a călugărit și a luat rasă monahală și a spus Simeon, da? Și tot s-au adăugat așa diverse substraturi, cu mai recent a intervenit și patriarhul ecumenic în discuția asta, care susținea și el un pretendent, dar nu insist asupra acestei ficțiuni. Deci, cred că analiza critică nu a izvoarelor în măsura în care ele ne oferă informații. Asupra a ceea ce a făcut dumneavoastră, asupra modului în care circulă informația în epocă, felul în care actorii politici folosesc informația, poate clarifica, da, anumite aspecte și aceste contraste al minteri majore, da, între ceea ce știm, ceea ce observăm, deci ceea ce știm din cronici, da, e liniște și pace, boierii nu dispar, sfatul domnesc nu schimbă componența, pe de altă parte e o adevărată răzmeriță, Moldova stă să explodeze, da, toți scot furcile și topoarele și la sfârșit, vorba lui Caragia, le pupa tot piața independenței. Da? Deci, din acest punct de vedere, cred că comunicarea și studiul care va fi publicat vor reprezenta un important pas înainte în această direcție. Vă mulțumesc! Mulțumesc și eu pentru comentariu. Cred că se mai pot adăuga în ecuație și alte argumente indirecte. Eu nu cunosc un precedent ca oaste trimisă de sultan pentru a duce la îndeplinire o poruncă să facă cale întoarsă
fără să fi dus, să fi încercat măcar să ducă la îndeplinire acea poruncă. Că oastea otomană ar fi rămas la Dunăre în așteptarea desemnării unui succesor la tron, asta pot să înțeleg, dar de ce otomanii au acceptat această decizie a lui Ștefan în condițiile în care acesta a și murit la scurt timp după asta, e mai greu de înțeles. Și iarăși asta cred că este o poveste cu oastea otomană care vine și așteaptă la Dunăre, pentru că, repet, se știe, otomanii terminaseră un război și nu aveau de gând să tensioneze relațiile în jumătatea europeană a Imperiului. Nu numai că au acceptat pe moment decizia lui Ștefan cel Mare, dar Bogdan al III-lea, în afară de episodul cu luptele pentru tronul otoman, în care discută cu Selim, cu negociază cu Selim I, nu a avut vreo problemă din partea Imperiului Otoman. Și atunci ne dăm seama că se pot adăuga și argumente indirecte, construcții pur teoretice, dar care fac probabil scenariul propus de sursele interne. A fost o trecere pașnică de la Ștefan cel Mare la Bogdan al III. Da, sunt întru totul de acord cu concluziile puse de Liviu Pilat, dar folosesc prilejul pentru a atrage atenția în continuarea observațiilor sale, că în ultima vreme Ștefan cel Mare este un fel de cuier în care se agață tot felul de haine. A fost făcut un mare călător, că a făcut o călătorie la Roma, că a făcut o călătorie nu știu unde pe malul Apusean al Italiei. Ultima a fost că a făcut o călătorie la Istanbul. Prietenul și colegul nostru, Nagy Pienaru, a susținut această idee. Mai în coace a fost, cred că, un film care îl făcea călător la Moscova. Ia câte niște, vorba domnului Iosipescu, niște flanduri atârnate într-un cuier strălucitor. Da, să ne amintim de lucruri petrecute mai aproape spațial de noi. Așa, la Vaslui s-a descoperit cea de-a doua spadă a lui Ștefan cel Mare, care până la urmă s-a văzut că era o piesă de recuzită pentru filmul. Acum câteva luni s-a găsit coiful lui Ștefan cel Mare, pe care nici mai mult, nici mai puțin decât stema lui, una din stemele lui era gravată. S-a descoperit că Ștefan cel Mare este regele Daciei. Alte flanduri atârnate în cuier strălucitor. Poate că odată n-ar fi rău, ca la una din întâlnirile noastre, să facem un inventar al acestor năzbâtii spuse, scrise, difuzate în, știu și eu, ultimele două decenii, de la chestia cu călugărirea lansată în 2004 până la ultima cu regele Dacii. Pentru că, vedeți dumneavoastră, noi avem impresia că dacă ne întâlnim o dată sau de două ori pe an sau facem comunicări chiar mai des în alte întâlniri științifice și limpezim aceste chestiuni, ele sunt limpezite. Dar nu este așa. Pentru că astăzi există această formidabilă metodă de transmitere a găselnicilor, care este Facebook-ul, unde ori și ce individ poate să-și pună părerea pe care o are. Și unul îi răspunde și altul răspunde la răspunsul celuilalt și tot așa și se lungește și se lungește și se lungește și dintr-o dată te întrebi, dom'le, dar toți oamenii aceștia cum au existat până acum fără să aducă nicio contribuție esențială la cunoașterea acestor amănunte? Ca și cum această metodă de comunicare care este formidabilă
și prin care informația se difuzează rapid. Am văzut ieri, când s-a pus anunțul despre acest colocviu, alaltieri. În 20 de minute, 20 de persoane au accesat site-ul respectiv. În 20 de minute, 20 de persoane au fost informate despre asta și, pe urmă, a crescut până la ceea ce am văzut astăzi, am ajuns la aproape 50 de urmăritori. Dar ai impresia câteodată că acest mod de comunicare a fost inventat și ca să ne arate cât proști sunt în jurul nostru. Și mă întreb dacă merită să ne înfruntăm cu ei, ca să-i convingem. Nu, domnule, Ștefan cel Mare n-a făcut asta, Ștefan cel Mare n-a avut așa, Ștefan cel Mare n-a avut atâția copii din Floș, Ștefan cel Mare nu este strămoșul celor două sate din Basarabia care în 2004 se proclamau în întregime urmașii lui Ștefan. Și așa mai departe. Pentru că ori și cât am încercat noi în cercul nostru strâmt sau ieșind din marginile lui să convingem, nu vom reuși niciodată. Așa cum nu vom reuși niciodată să convingem populația acestei țări să se vaccineze împotriva COVID-ului, de aceea eu sunt convins că o asemenea treabă se putea face numai cu forța, îl obligi pe cetățean să se vaccineze. A, nu vrea, are libertatea să nu se vaccineze, desigur. Dar atunci nu are voie să intre în cutare loc, nu-l primesc în cutare loc, nu-l primesc la slujbă, nu-l primesc la spovedanie, nu-l primesc la împărtășanie și așa mai departe. Eu cred că trebuie să procedăm în acest fel. Să rămânem în cercul nostru, să ne difuzăm rezultatele prin revistele de popularizare. Acum avem două, trei, una mai bună, una mai... Da? Dar totuși, care au circulații, pentru că văd că dispar din chioșcurile de presă și să-i lăsăm pe ceilalți să-și bată mințele. Sau să încercăm să-i aducem în cercul nostru. Vă mărturisesc că am încercat o asemenea mișcare cu cineva pe care l-am văzut foarte activ pe Facebook, chiar înfruntându-se cu prietenul și colegul nostru, domnul Adrian Andrei Rusu, și i-am scris: domnule, dacă ești așa de pasionat, ai găsit hărți cu mănăstirea Putna și nu știu ce, vino, domnule, la sesiune. A, nu, aceleași chestii științifice pe mine nu mă interesează. Păi dacă nu te interesează, de ce te bagi? Dacă ai terminat. Da, bun. Eu vreau numai să adaug un lucru care ține iarăși de ceea ce încă nu s-a făcut. Dar evident că multe lucruri mi-au sărit în ochi lucrând volumul despre moldovenii din vremea lui domniei lui Ștefan cel Mare. Dar când e vorba de Ștefan cel Mare ca personaj, m-a frapat întotdeauna faptul că s-a discutat atât de puțin despre starea lui de sănătate ca fiind rănit. Asta i-a adus niște constrângeri de mișcare nemaipomenite, începând de la urcarea pe cal și manevrarea calului. După aia am văzut sfinți care au cârje reprezentați în iconografie. Și m-am întrebat, era chiar atât de complicat sau de jenant ca la un moment dat să se sprijine de cârje sau să găsească alte modalități în care această infirmitate, categoric o infirmitate, l-a grevat foarte tare. Călătoriile. Și sufletește. În care este figurată rana de la picior. Iertați. Și sufletește. Da. Și psihic.
sunt anumite lucruri care sunt determinate de această stare, care n-au fost niciodată discutate. Ba, au deci, mai fost câteodată. Da. Au mai fost câteodată. Nu mă interesează părțile medicale ale acestei. Nu, nu, în unele cărți de istorie. Da, dar există niște constrângeri provocate de această stare de sănătate. Clar, clar. Bun, mersi.